Împlinesc 40 de ani de la înființarea muzeului nostru și 114 ani de la nașterea Academicianului Băcescu cu titlul acestui muzeu. Academicianul Băcescu, personalitate marcantă pe planul științei mondiale, a fost fondatorul Școlii Românești de Oceanologie și Biologie Marină, a scris peste 480 de lucrări din diferite domenii, studii de botanică, zoologie, muzeologie, a fost în preajma marilor savanți ai vremii, Emil Racoviță, Grigore Antipa, Paul Bujor, Ion Borcea, a fost prieten foarte bun cu Jacques-Yves Cousteau, a fost în funcții de conducere la Muzeul Antipa, cel mai mare muzeu de istorie naturală de la noi din țară, peste 40 de ani. În 1980, la inițiativa academicianului Mihai Băcescu, au fost puse bazele acestui muzeu. A fost realizat într-un timp record de numai 2 ani, din 1980 până în 1982, și a dăruit muzeului nostru peste 700 de exponate de mare valoare. De-a lungul celor 40 de ani, muzeul nostru a avut vizitatori de toate vârstele și din toate categoriile sociale. Funcțiile muzeului de instruire și educație s-au materializat prin parteneriate încheiate cu școlii din Pălniceni și din țară. O colaborare. Și doamna muzeograf, o conlucrare de o groază de ani. Sunt lecții frumoase pe care le facem aici, nu? Multora dintre voi le pare rău că venim mai rar. Da. Venim la lecțiile care se pretează aici, nu? Sau când vrem să mai chilim. O să văd ce ați pregătit voi, pentru că eu tot vă spun. Da, muzeul nostru, muzeu școală, lecții de geografie, de biologie. Da, hai. Asta și iată permanență omul și se află în comuniune cu acesta. Inițiația mă privește, încă de mic am admirat natura și a fost greșită de minunățile cu care acesta m-a surprins. Un obiectiv de cultură ce putin din natura, în interfința ca sa supletoare, este și muzeul apelor. Acesta este un muzeu al științelor naturale, ce mă face să mă simt mândră că în orașul nostru se află așa, cu așa valoare. Prima vizită la acest muzeu mi-a rămas bine însupărită în minte și suflet, pentru că am fost profund uimită. De îndată ce am intrat în muzeu, eram deja convinsă că o să rămân impresionată. Obiectivul turistic se remarcă prin exponate interesante, aparținând arheologiei, istoriei, tehnologiei și hidrobiologiei. Studiind la școală diferite tipuri de pești sau crustacee, am fost surprinsă să observ în detaliu multitudinea și frumusețea speciilor din mediul acvatic. Am admirat varietatea culorilor, unor specii de moluște, m-am speriat de scorpia de mare și am privit cu interes scorpia de mătălitate. Am fost impresionată de cele 13 albarii, care cuprind numeroase specii de pești. La vederea acestora, mi-am putut închipui cum trăiesc rituale subacvatice, în ocean sau mări. De asemenea, m-au unit dioramele ce privind frumusețea naturii în adevăratul interes al scorpiei. După ce am privit limitul acestei diorame, am realizat că, deși noi, oamenii, nu le dăm o mare importanță necăzătoarelor, ele au un rol extrem important în ecosistemele în care aparțin. Pot spune că fiecare exponat al muzeului este unic și inedit, mai ales prin faptul că multe dintre acestea aparțin colecții impresionante a biologului și oceanografului Mihai Băcescu. Cu alte cuvinte, prima mea vizită la Muzeul Apelor a fost pe o experiență de neuitat care m-a bucurat sufletul și mi-a îmbogățit cunoștințele, făcându-mă să doresc să revin ori de câte ori am ocazia. Mi-aduc aminte cu drag de vizita făcută la Muzeul Apelor din Pălniceni cu colegii mei. Eram în clasa 5-a, iar doamna profesor de biologie ne-a făcut o mare surpriză și ne-a dus la muzeu. Bucuria era și mai mare, pentru că venea după o perioadă lungă de online. Ajuns acolo, ne-a întâlnit o doamnă care e drăguță și ne-a urat bun venit. Muzeul are mai multe săli și un hol principal care face legătura între ele. În hol sunt câteva expoziții deosebite, un crocodil, fulgi de rechin,
care mi-a adus aminte de filmul Fărci, Crab, Stele de Mare, însă cea care mi-a adus atenția a fost o imensă sferă albastră. Această minunată bijuterie a Universului, minunata Terra, parcă îți spunea, fără mine nu ar exista viața. Eu sunt apa, aerul, pământul. Eu sunt ceea ce ați vedeți expus în muzeu. Despre acest blog geografic, domnul profesor mi-a explicat că este unicat în lume și a fost confecționat de profesorul de geografie, Isaic Nicolae. De aici am intrat în sala oamenilor de știință, cei care și-au adus o mare contribuție în acest domeniu, Igor Antipa, Emil Racoviță, Paul Bulmer, în această sală sunt expuse erdicile muncalor de o viață, cărți, manuscrise, fotografii, dar și bocane cu pietăți marine bine conservate. Mi-a rămas în minte peștele balon care se mâna ca un arici zbârlit și o pește ventuză care avea ceva ciudat pe cap. O sală întreagă este dedicată savantului Mihai Băcescu, despre care domnul profesor ne-a povestit foarte multe, iar muzeul din Păticeni îi poartă numele. El a descoperit noi soiuri de pești, a cercetat multe specii de crustacee, a făcut numeroase expediții oceanice, a publicat sute de lucrări științifice. Tot în această sală am văzut exploate deosebite. Scorpia de mare, scoica care face perle numită Mărturitar, coralul Corga, Mercur Caraus, urechea lui Neptun și multe alte scoici interesante, una care poate cântări sute de kilograme. Apoi am vizitat o sală unde erau expuse unelte de pescuit folosite de om de cele mai vechi timpuri. Diferite plase de pescuit, precum bolog, crasnic, oștia, leasa, sacul de efort. Ele erau o soție de fotografii care ne arată cum erau folosite. Aici erau expuse și două bărci vechi, iar una dintre ele este făcută dintr-un timp de copac. Cea mai atractivă și mai fascinantă sală este sala acvariu. Are o formă circulară, de pereți mai multe bazine cu apă, care găsesc numeroase specii de pești și broașe interesoase de la noi din țară, dar și din alte zone. Sala nu este luminată, doar bazinele sunt luminate, pentru că vizitatorii se poate urmări de fiecarele. Însă cel mai mare pește se află în sala luminatizării, cam în regimă. Este un morun lung de 3 metri, bine conservat și este la noi. Vizita la muzeu s-a încheiat cu un șir de ecosisteme acvatice foarte frumoase din Marea Neagră, de Dunării, iar din Fălticeni, în Moldova. Muzeul m-a impresionat foarte mult. Nu știam cum un orășel așa mic, ca Fălticeni, găzduiește o comoară așa de mare. Timpul petrecut în muzeu s-a scurs foarte repede. De astfel, multe informații, transmisii de domnul profesor din Orelor, la clasă s-au regăsit aici, iar pentru mine și colegii mei a contat foarte mult această vizită. Am remarcat pasiunea și entuziasmul domnului profesor pe tot parcursul vizitei, semn că își iubește foarte mult profesia. A fost o zi de neuitat, o zi neuitat și o zi de biologie. Vreau să zic un lucru pe acest muzeu prin orașul meu. Vă amintesc multă plăcere în număratele vizite pe care le-am făcut acolo, alături de părinți sau alături de cei care mi-au îndrumat viața de elev. Domnul învățător, doamna dirigintă și domnul profesor de biologie. Când intri în impresionanta clădire a acestuia, o sonerie cu plată la ușă ne semnalează prezența. Am urcat apoi câteva trepte de marmură și am fost întâmpinați de fiecare dată de o doamnă care ne-a invitat cu zâmbetul pe buze să vizităm încăperile muzeului. Ne-a adus și biletele, bineînțeles, personalizate cu imaginea schițată a unui pește. Am fost orientat spre direcția de vizitare și, plin de curiozitate, am pătruns în fascinanta lumea apelor. Muzeul are mai multe sări și încăperi, exponatele fiind ordonate, cumva respectând o tematică. Cuprins de o curiozitate fără margini, am stat mai mult timp în fața vitrinei care prezintă curiozități din Oceanul Atlantic și m-am admirat pești balon sau arici, pești ce înghită aer sau apă și pești zburători, precum și în sala acvariilor, care este punctul de atracție maxim din Muzeul Apelor. Aici am văzut un trofeu de morun, lung de 3 metri, adus de la Muzeul din Tulcea, și cele 13 bazine și apte cu pești din zona noastră, din iazul Pălticenilor. Crab, caraz, știucă, ten, iar celelalte 6 pe partea opusă, pești exotici, pești din toate mările și oceanele lumii, și carasul auriu, cel mai vechi pește de acvariu, numit și voalul miresii, precum și braște țestoase. De fapt, tot ce există în acest muzeu te uimește, te fascinează, te îndeamnă la cunoaștere și descoperire la fiecare parte. Da, scumpilor, vreau să vă spun că este... Eu nici nu am uitat ele, am zis că vă las pe voi să scoateți impresiile așa cum știți voi. Chiar m-ați impresionat. Foarte bine, bravo! Prieteni, am
Astăzi noi mai avem o expoziție, muzeulată în presa scrisă și de curând nepoata academicianului Bocescu ne-a vizitat și ne-a mai adus câteva obiecte personale. O să vedeți dumneavoastră, livret militar, diploma de bacalaureat, o să vedeți cum arăta o diplomă în 1927. Și cu acestea, deci la aici am expus niște unelte de pescuit vechi, care nu au mai fost expus până acum. Yeah.